Bună seara, vă spun din nou la această emisiune, emisiunea Teologia în Actualitate și, așa cum probabil v-ați obișnuit deja, cei care ne urmăriți, avem teme teologice, dar și teme cu implicații mult mai directe pentru viața creștină practică. În seara aceasta aducem înaintea dumneavoastră un subiect legat de conducere și conducerea bisericii. Este o învățătură extrem de importantă, dar și practica conducerii la fel de esențială pentru fiecare dintre noi. Vom vorbi despre un eveniment care va avea loc în România anul acesta, și anume lansarea Forumului Român de Conducere. În seara aceasta îl salut pe Gelu Paul de la Timișoara. Bună seara, Gelu! Mă bucur să fim împreună. Gelu este pastor la Biserica din Timișoara, Biserica Missio Dei, și președinte la Big Impact, și conduce Forumul Român de Conducere, mă repet cu termenul conducere, conduce. Gelu, știu că ai fost implicat la nivel național cu REBE, și de fapt REBE însemnând rețeaua educației biblice prin extensie, acolo ne-am cunoscut noi, ai fost și ești implicat cu Big Impact. Cineva ar putea să întrebe de ce Forumul Român de Conducere? Cum s-a născut ideea aceasta să avem un astfel de forum în România? Cu toții știm că Biserica Evanghelică din România este într-o nevoie mare de revitalizare, unitate, cooperare, conducere strategică, dezvoltare strategică, ucenicie, dezvoltare în conducere, implicare culturală, resurse semnificative la dispoziția celor care slujesc. Ca urmare, nevoia există acolo de când e lumea, într-un fel. Visul acesta de a crea un context de formare în conducere este vechi. Ăsta este de fapt unul dintre motivele pentru care ani de zile am slujit împreună cu tine și cu alți păstori în rețeaua de educație biblică prin extensie. Această rețea era focalizată pe slujitorii din comunitatea sau din Uniunea Baptistă. În acest context însă și tu și eu am fost implicați dincolo de REBE în EBE, care aduna împreună slujitori care de fapt sunt conducători ai bisericii din toate spectrele evanghelice din România. Ca urmare, nimic nu este nou. BIG, care înseamnă Biserici cu Impact Global, s-a născut tocmai din această dorință de a crea un spațiu evanghelic de formare în conducere a slujitorilor și bisericilor cu impact global. În dorința de a lărgi influența și de a sluji mult mai mulți lucrători în formare din România, an de rândul, pe lângă formarea unor programe românești de formare în conducere, am căutat parteneriate internaționale, încercând să învățăm împreună și de la cei care sunt în afara spațiului românesc. Ca urmare, în 2008 sau între 2008 și 2018, BIG a facilitat lansarea în România a summitului global de conducere și, într-un fel, aceasta este linia pe care am pornit de atunci, încercând să creăm astfel de oportunități pentru mult mai mulți slujitori din mult mai multe localități din România, care nu vorbesc în primul rând sau nu sunt foarte fluenți în limba engleză. La un moment dat, BIG a decis să întrerupă colaborarea cu summitul internațional sau Leadership Summit generat din state și am rămas în căutarea unui context asemănător care să ofere o bază teologică solidă, dar și o implicare, să zic așa, în spațiile neevanghelice, încercând să formăm slujitori care slujesc nu doar în biserică, ci și la locul de muncă, la școală și așa mai departe. Începând cu 2001-2003, mi-aduc aminte că am mers pentru prima oară la Sopron, în Ungaria, unde am văzut, am luat legătura cu European Leadership Forum și ele se potriveau oarecum ca o mănușă. În același timp,
duceam lipsă sau vedeam nevoia de a genera programe, procese de instruire focalizate pe diferite domenii de activitate, nu doar pentru păstori și lucrători în biserică sau misionari. Această nevoie s-a conturat, sau răspunsul la această nevoie s-a conturat din ce în ce mai mult în contextul Forumului European de Conducere, prin rețelele care, în momentul de față, peste 25, generează contexte de formare în spațiul evanghelic a slujitorilor care slujesc, nu în primul rând în biserică, dar sunt misionarii noștri la locul de muncă, în domeniul artelor, în domeniul gândirii creștine, a culturii și așa mai departe. Deci acesta este, să zic așa, filonul pe care eu am ajuns în contextul în care nevoia unui forum român de conducere a fost nu numai articulată, ci și conturată cu câțiva ani în urmă. Care ar fi plusul pe care l-ar aduce? Ai menționat deja mai multe rețele în România, contexte de formare. Care ar fi plusul pe care acest forum l-ar aduce pentru liderii creștini din România? Primul plus este oportunitatea de a fi expus la slujitori de calibru cu un istoric, un track record, să zic așa, cu perspectivă, viziune clară de slujire în domeniul pe care Dumnezeu i-a chemat, cu sisteme funcționale de formare, de învățare în procesul uceniciei, nu numai în spațiul bisericesc. Și aceste resurse și oameni sunt, de fapt, vorbitori de limbă română. Cred că ăsta este marele plus care face posibil ca nu numai persoanele care pot să călătorească la ELF în Polonia, care sunt vorbitori de engleză și nu au dificultatea să se conecteze și să interacționeze ușor cu vorbitorii de limbă străină, ei, acești oameni din România, care sunt foarte mulți, care sunt semnificativ mai mulți decât cei care se găsesc în spațiul evanghelic în afara României și care nu au acces. Deci primul plus este slujitori de limbă română din România care au nevoie de un astfel de context de formare evanghelic, în spațiul evanghelic, la care nu au acces. Ai menționat faptul că vor fi oameni care vor aduce un plus prin expertiza lor, experiența lor, chiar și în contextul românesc. Ar mai fi alte aspecte care ar face ca forumul acesta să nu fie încă o activitate în plus, ci să fie un plus. Adică să nu fim în plus, ci să fim pe plus. Cum ar veni? Am înțeles. Deci noi am invitat slujitori competenți, cu perseverență, cu track record, cu competențe, o misiune și pasiune în domenii în care deja funcționează de ani de zile. Ca urmare, pentru cei care sunt implicați și participă la formarea slujitorilor, nu este o altă activitate pe lângă activitatea lor. Este esența slujirii lor, o valoare pe care deja o duc în spațiul evanghelic românesc, dar care de obicei nu transcede denominația sau regiunea în care operează. În sensul ăsta, această dimensiune a posibilității de a aduce un plus de valoare dincolo de parohia sau contextul în care acest slujitor lucrează deja de ani de zile este semnificativ. Și marele beneficiu este că în spațiul evanghelic, în diferite contexte din România și zone din România, oameni pasionați care nu au acces la formare au posibilitatea să depășească multe, multe bariere și să câștige timp și energie și entuziasm învățând împreună cu alții din alte contexte, chiar și evanghelice, din alte regiuni și din diferite domenii de activitate în care aceeași idee de a face ucenici din toate etniile, permează slujirea noastră și merge dincolo de locul în care Dumnezeu ne-a chemat să slujim. Am făcut o listă cu câteva nevoi, dacă știu bine,
legat de ce avem nevoie de forumul acesta. Ai menționat câteva. În pregătirea acestui forum au fost puse câteva nevoi pe lista noastră. Care ar fi aceste nevoi la care încercăm să răspundem prin această lucrare a forumului? Păi, în primul rând, spectrul evanghelic pare divizat în România. Nu prea este multă colaborare între biserici și între slujitorii bisericilor. Multe biserici și mulți lideri se simt insuficient de bine echipați, instruiți, sunt obosiți, sunt singurati, sunt confuzi și izolați. Aceștia sunt oamenii cărora încercăm să ne adresăm. De asemenea, păstorii sau pastorii și lideri din biserică, oamenii de afaceri și creștinii care slujesc în diferite domenii, cum ar fi sănătate, învățământ, organizații neguvernamentale, în arte, în lumea politică și în alte zone, par să fie puțin echipați și cu puține resurse pentru lucrare, în special în contextul nou în care secularismul se strecoară în România postcomunistă. De asemenea, în tranziția de la comunism spre capitalism, oamenii de afaceri creștini și femeile și bărbații împreună cu alți lideri nu au echiparea teologică suficient de aprofundată pentru a face față atât doctrinar cât și etic provocările unei context sau unei culturi postcomuniste. Mai sunt și multe altele, dar din momentul schimbării climatului politic și acum, indiferent ce înțelegem prin asta, după 89, există această prăpastie generațională care se amplifică într-un fel și generația tânără nu are acces la un context de formare și dezvoltare în conducere din care să beneficieze în spațiul evanghelic, mă refer. În plus, Biserica Evanghelică încă n-a reușit să dezvolte filozofii de lucrare relevante și să creeze strategii și metode pentru realitățile secolului în care ne aflăm. Acestea sunt câteva din nevoile pe care încercăm să le adresăm cu acest forum. Pe lângă nevoi, sunt și oportunități. Dacă am vedea doar nevoile, probabil că am fi blocat și am spune că da, avem nevoi, vom rămâne cu nevoile, dar există oportunități totuși care ne fac să sperăm că forumul acesta vine să ducă lucrurile puțin mai departe, să schimbe ceva. Care sunt aceste oportunități pe care le vedem în contextul de astăzi, care ar facilita și ar menține noi speranța aceasta că se poate schimba, că putem face ceva? Eu am crescut și m-am format în lucrare în perioada 81-91. Am crescut într-un context interdenominațional, specific evanghelic, și m-am bucurat de această deschidere a generației studențești de atunci, sub influența lui Campus Crusade, Navigatorilor și University IFES. Dar acest lucru era o chestiune limitată în cultura românească. Ceea ce vedem și văd acum la nivel național este că noua generație de evangheliști, de creștini evangheliști, par să fie foarte deschiși pentru colaborare și partener interdimensional, așa cum eram eu în contextul în care m-am format. Există de asemenea un efect secundar pozitiv al globalizării, și aceasta are de face cu accesul ușor la resurse. În general, acesta avantajează în primul rând vorbitorii de limba engleză în prezent. Și această oportunitate sau această nevoie devine oportunitatea pentru noi ca să facilităm translatarea acestor adevăruri, principii, strategii funcționale deja în limba română, în context românesc, pentru ca și alții să aibă acces la ele. Populația largă cu puțin fluență în engleză. De asemenea, un lucru foarte interesant este că moștenirea evanghelică puternică în România a limitat pătrunderea creștinismului liberal în seminarele și bisericile românești. Și schimbările culturale care au loc în prezent facilitează mult mai bine posibilitatea ca liderii evanghelici creștini sau aspiranții, într-un fel, să exploreze credința evanghelică. Apoi sunt o serie de uși deschise
pentru clădirea și dezvoltarea unor poduri în spațiul gândirii creștine, care să fie promovat în spațiul public. În plus, ridicarea și creșterea clasei de mijloc oferă creștinilor evanghelici o serie de oportunități pentru dialog și prezentare a Evangheliei. Acestea sunt câteva oportunitățile pe care vrem să le fructificăm în acest context al Forumului Român de Conducere. Avem o așteptare legat de la forumul acesta și cei care au fost la European Leadership Forum, cred că înțeleg că forumul acesta cumva este o expresie în context românesc ca forumul european de conducere, dar cu toate acestea aș vrea să discutăm puțin legat de viziunea și misiunea pentru acest forum, până la urma urmei unde vrem să ajungem, de ce va exista forumul acesta în România începând de anul acesta și în anii care urmează. Viziunea eu o definesc ca o imagine a unui viitor de dorit și la întrebarea contextul în care a apărut această inițiativă, aș vrea să sugerez faptul că unii dintre noi am avut de ani de zile, de zeci de ani de zile, această viziune a unui context evanghelic non-formal de formare a slujitorilor creștini, nu doar cei care lucrează în biserică și misionarii, dar și cei care slujesc în spațiile seculare, care să faciliteze renașterea, reînnoirea Bisericii Evanghelice și evangelizarea României. Deci, cred că aceasta este, pe scurt, ceea ce eu aș defini ca fiind viziunea forumului. Crearea acestui context evanghelic, deci interdenominațional în spațiul evanghelic, de formare neformală a slujitorilor, în care se dă oportunitatea slujitorilor care au deja experiență, au o istorie, au un impact în domeniile în care lucrează, să-și împărtășească viziunea, resursele pe platforma aceasta, dincolo de orice altă organizație focalizată pe tineret, pe oameni de afaceri, pe oameni implicați în cultură, politică, artă și așa mai departe. Legat de misiunea forumului, care ar fi aceasta? Până la urmă, de ce existăm? Da, păi în moment ce viziunea este clară și este o imagine a viitorului de dorit și acesta este contextul acesta evanghelic de formare a slujitorilor și spuneam înainte, în PIC, viziunea era să creăm contextul de formare a unor slujitori cu impact global și a unor biserici cu impact global. Misiunea este o serie de evenimente, activități, procese pe care le declanșăm ca să ne atingem viziunea. Deci, misiunea noastră este să creăm un context sau să facilităm unitatea, echiparea și oferirea de resurse păstorilor și slujitorilor evanghelici din România pentru reînnoirea Bisericii Evanghelice sau Biblice și pentru evanghelizarea României. Deci, unitatea este un element extrem de important, echiparea și resursele, cumva ar fi trei cuvinte cheie care cei care ne urmăresc ar trebui să nu le uite. Unitate, echipare și resurse. Deci dacă veți participa anul acesta la Forumul Român de Conducere, dorim să vă ajutăm să fiți mai aproape unii de alții, să experimentați echipare și, mai mult decât atât, să aveți parte de resurse pentru slujirea pe care o faceți și cred că fiecare din aceste domenii își găsesc proiecția în rețelele pe care le vom avea în România și poate că ar fi bine să ne oprim puțin și să vorbim strict de Forumul Român de Conducere care va avea loc anul acesta în noiembrie. Și Gelu, dacă vrei să ne spui puțin legat de forum și de structura lui și... Cu drag. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în perioada 3-5 noiembrie am dorit să lansăm Forumul Român de Conducere, prima întâlnire de acest gen.
într-un context setat și adecvat filozofie de lucrare care să permită nu doar întâlnire plenare, ci și spațiile acelea în care ne frecăm unii de alții în mod neformal și împărtășim idei, speranțe, nevoi, resurse. De data aceasta, vorbitorul principal este Pete Williams. Unii dintre voi sunteți familiari cu el. Anul trecut, Big a energizat un webinar vis-a-vis de temeinicia documentelor care stau la baza Noului Testament. Și în această întâlnire am vrea să învățăm de la el și împreună cu el din Scriptură despre unul dintre liderii remarcabili din Scriptură. Pe lângă sau împreună cu el, sperăm să-l avem pe Radu Gheorghiță. Și de la Radu ne așteptăm să continue să ne aprindă dorința pentru centralitatea Cuvântului Dumnezeu în viața noastră cu Dumnezeu și în slujirea noastră. În același timp, forumul găzduiește câteva rețele despre care vă vorbeam și intenția noastră a fost să lansăm cel puțin trei rețele anul acesta în care slujitori, aspiranți, membrii ai bisericii noastre evanghelice care vor să treacă la un alt nivel de conducere să poată să fie angrenați pe câteva paliere. În primul rând, într-un context de evenimente desemnate împlinirii viziunii acelei rețele, apoi într-un context de mentorare pe o întreagă durată a anului și apoi în activități de diferite feluri regionale, locale, care să încurajeze tineri și slujitori în diferite domenii să activeze în domeniul respectiv în perioada care vine. Vom lansa cu ajutorul Dumnezeu de data aceasta 8 rețele, una care este proiectată pentru universitarii evanghelici, pentru cei care slujesc în domeniul învățământului de rang superior și ne referim la persoane care au obținut un doctorat în domeniul lor de slujire sau doctoranzi. Această rețea va fi energizată, coordonată de conferențiarul Cristian Farcaș din Cluj. Apoi o altă rețea de apologetică. Știm bine importanța apologeticii în dezvoltarea gândirii creștine, în apărarea credinței, dar mai mult decât în promovarea credinței creștine în spațiile noastre. De această rețea se va ocupa Lucian Bălănescu din București. O altă rețea este focalizată pentru artiștii noștri. Am dorit să existe un context de formare non-formal pe întreaga perioada anului, inclusiv mentorare, cum spuneam în afirmațiile anterioare, în domeniul artelor și această rețea va fi condusă de Cristian Cazacu. În același timp, revitalizarea bisericii, care este esențială ființării acestui forum, este coordonată de fratele Daniel Fodorean. O altă rețea, despre care vom vorbi puțin mai încolo, mai în detaliu, este cea de ucenicie. Noi știm toți că mandatul bisericii este ucenicia, ucenicizarea. Faceți ucenici din toate etniile, spune Domnul Iisus Hristos. De această rețea mă ocup eu. Și mai avem încă o rețea care se adresează creștinilor în afaceri. Rodica Paciu, din Târgu Mureș, a luat hotărârea să investească dincolo de contextele în care deja investește în formarea de lideri și aspiranți în domeniul business-ului pe baza valorilor creștine și să își aducă resursele în contextul forumului român. Apoi, încă o rețea de evangelizare și plantare de biserici. Fratele Marius Sapău din Cluj, împreună cu Vasilica Proiector, vor energiza această rețea. Și nu ultima rețea, dar foarte importantă, este rețeaua lucrătorilor cu tânăra generație, pe care o va energiza și conduce Darius Bocșa. Deci, la forumul din noiembrie vor exista sesiunile în plen, care vom avea ca și invitați pe Peter Williams și Radu Gheorghiță, sesiuni pe rețele. Și ați auzit deja care sunt aceste rețele, domenii în care vrem să ne conectăm unii cu alții, pentru a păstra misiunea noastră, care înseamnă unitate, să fim echipați în domeniul respectiv și să împărtășim resurse.
Mai, nu știu dacă mai era gelul ceva care doreai să spui de legat de forum de noiembrie. Suntem încă în negociere cu o altă rețea pe care am vrea să o lansăm de data aceasta, a creștinilor implicați în consiliere. Încă nu știm sigur dacă această rețea va fi lansată în anul acesta, în toamna aceasta, dar este pe rol și este una dintre nevoile și oportunitățile mari pe care le avem pentru a extinde la nivel național o serie de resurse de formare, de încurajare, de echipare în domeniul consilierii. Atunci când spune Forumul Român de Conducere, poate cumva să fie, să inhibe pe cineva spunând eu nu sunt lider, ce să caut acolo, cine ar putea participa la forumul acesta? Da, deci există mai multe înțelegeri a cuvântului lider și noi toți știm asta. Dar și acum nu vreau și nu cred că avem timpul să explorăm prea mult această idee. Ceea ce este esențial în conducere este influența. Indiferent dacă ne place sau nu, orice persoană care are influență asupra cuiva conduce. Conducerea poate avea loc din față, din spate, din mijlocul, din prejur și așa mai departe. Lăsând la o parte acest detaliu al conducerii, cred că fiecare persoană, prin mandatul uceniciei, este responsabilizat să conducă. Dar când vorbim despre conducere sau leadership, noi vorbim despre slujire sau un fel de servant leadership. Este conducerea pe care o învățăm din Scriptură, care este practicată de Domnul Iisus și care este și nu numai învățată, ci și Domnul Iisus se asigură că oamenii pe care îi formează în conducere devin conducătorii slujitori sau conduc slujind. Deci, invitația este pentru toți creștinii, în special pe cei care sunt stabilizați în credință, care sunt deja implicați intențional în slujirea, în conducerea altora, în influențarea altora, în diferite domenii de activitate. Acest forum vizează nu doar dezvoltarea unor tehnici sau unor sisteme, ci realizarea unității. Există în spațiul evanghelic un vector care nu consideră că este posibilă realizarea unității în spațiul evanghelic, ci spre dezamăgirea și chiar într-un fel tristețea unora, această mentalitate a guvernat ani de zile de așa zisă colaborare în spațiul evanghelic. Noi credem, în baza Scripturii, că acest lucru este posibil. Există suficient care ne adună împreună, care ne unește, ca să putem să strângem rândurile și să nu fim noi înșine împărăștiați de presupoziții și convingeri care nu sunt neapărat biblice. Deci vrem să creăm un context de unitate și de unire. Și aici cred că poate beneficia orice persoană care îl iubește pe Domnul, care îl ia în serios, care trăiește pentru Domnul și care vrea să slujească mai bine. Adică e vorba de dacă tot slujim, dacă tot facem ucenici, hai să o facem mai bine. Și este contextul acela în care putem învăța cum să umblăm cu Domnul noi înșine, cum să facem prioritate din voia Lui și cum să influențăm pozitiv pe cei din jurul nostru, nu doar în biserică, nu doar prin programele noastre, ci și la școală, la locul de muncă, în domeniile în care ne exprimăm pasiunea pentru diferitele așa zise hobby-uri. Deci noi am vrea să creăm acest context pentru orice persoană care vrea să facă un pas înainte spre dezvoltarea sa spre chipul Domnului Iisus Hristos și spre impactul în mediul înconjurător. Avem încă 20 de minute, timp suficient să vorbim despre un lucru cred că extrem de important și anume ucenicia. Cum de s-a legat ucenicia așa mult de inima ta? Aș începe înainte de a vorbi de rețea și cum funcționează. Cum ai fost atât de prins de conceptul acesta al uceniciei? Cel puțin asta e părerea mea, că așa te-am cunoscut și ai rămas focalizat pe ucenicie. În primul rând, am crescut într-o familie de baptiști în Oradea, tatăl meu fiind secretarul bisericii, astăzi Emanuel, și de la părinții mei am învățat să umblu cu Domnul. Am învățat să știu ce este drept și să trăiesc ce este drept.
Din păcate, din nefericire, în contextul în care am crescut eu, dacă nu erai dotat muzical, nu prea aveai ce să slujești sau ce să faci în biserica sau prin biserica locală. Mi-aduc aminte că am început la un moment dat să predau matematică la colegii mei și fizică pentru a intra la facultate în timp ce eu însumi eram student, elev. Vreau să spun că mutarea mea la Timișoara, la facultate, m-a pus în legătură cu o organizație care funcționa atunci în România sub acoperire Alege Viața, astăzi Campus Crusade for Christ, de unde am învățat câteva lucruri care m-au determinat să îmi schimb perspectiva asupra lumii și vieții. Dacă am învățat de la ei să umblu cu Dumnezeu, de la ei nu am primit un context de slujire care să se potrivească cu formarea, cu darurile, cu pasiunea mea, în care să-mi găsesc vocația, să zic așa, sau motivul pentru care să trăiesc. Și am învățat și am beneficiat de o astfel de formare începând cu 81, într-un context în care unul dintre slujitorii care coordona lucrarea cu Campus Crusade sub acoperire, bineînțeles, a fost nevoit să părăsească Timișoara prin 82, la începutul anului, și mi s-a pus mie în brațe responsabilitatea creării unui context pentru tabere evanghelistice pentru studenții din Timișoara în timpul vacanțelor de vară. Și am fost pus într-o situație foarte dificilă pentru că știam engleză și am organizat 3 astfel de tabere în primul an. Am fost fascinat de pasiunea pentru Dumnezeu a misiunilor americani care ne-au învățat lucrurile de bază. Și de la ei am învățat că ucenicia este un proces relațional de schimbare, de idei, chiar și idei preconcepute, de presupoziții, de valori, de convingeri, de atitudine, de caracter, focalizat pe dezvoltarea unor deprinderi esențiale trăirii virtuoase. Și poate că sunteți familiar cu cartea Atomic Habits, obiceiuri atomice. Premiza majoră este că ceea ce facem în fiecare zi ne ajută sau ne împiedică să ne împlinim scopul în viață. Atunci am învățat câteva deprinderi esențiale care mă urmăresc astăzi și care copiii mei și familia mea și biserica în care trăiesc le practică cu consecvență. Și cel mai important lucru când vorbim despre ucenicie este cea mai mare moștenire pe care o puteți lăsa copiilor voștri sau cei pe care îi iubiți, este să îi învățați să umble cu Domnul. Și umblarea cu Domnul nu este mersul la biserică de 5 ori pe săptămână sau de 6 ori. Ea începe cu momentul acela în care zilnic te întâlnești cu Dumnezeu pe pagina Scripturii, în care îți vorbește și apoi în timpul zilei îți aduce aminte. Nu știu dacă ați avut ocazia să citiți dimineața Biblia și la prânz să nu mai știți nimic din ce ați citit. Până când nu reușești să faci pasul următor, am auzit, odată a vorbit Dumnezeu, spune psalmistul, de 2 ori am auzit. Până atunci nu reușești să faci pasul următor în schimbare. Una din ideile bază la ucenicii este transformare, schimbare. Și cred că așa am prins gustul pentru ucenicie. Eu nu eram un lider. Singurul meu avantaj a fost că eram la nodul unei rețele de comunicare și știam engleză și am fost omul de legătură între câțiva studenți aici, 4-5 studenți în Timișoara și americanii care veneau să ne învețe diferitele practici creștine care au stat la baza edificiului spiritual al vieții mele. Deci, foarte simplu, am învățat-o trăind împreună cu cei care făceau ucenicie. Și chiar dacă am avut un mentor sau cineva care să facă cu mine ucenicie, am avut oportunități în care am avut ocazia să aud adevărul, să-mi aduc aminte de el, să fiu provocat să-l trăiesc în practică, pentru că umblarea cu Domnul înseamnă nu doar să știi bine ce vrea Dumnezeu și să-ți aduci aminte, ci să trăiești cu consecvență depășind dificultățile vieții, dezvoltându-ți obiceiuri din ce în ce mai sănătoase și trăindu-le cu consecvență până când ele devin habituale, un mod de a fi. Despre asta vorbim când vorbim despre ucenicie în sensul general. Această învățătură biblică, practică, aplicată, transformatoare și sistematică și limitată în timp. În sensul că nu trebuie să știi tot sfatul lui Dumnezeu ca să trăiești victorios. E suficient să știi esențialele creștinismului, să le practici cu consecvență ca să duci o viață de victorie. De acolo încolo vorbim însă de ucenicie în sensul în care ea este o învățătură a întregului sfat al lui Dumnezeu pe toată perioada vieții, transformând radical întreaga ta ființă, gândire, comportament, percepții, sentimente și stil de viață. Ce înseamnă această rețea de ucenicie care funcționează deja și care
va fi asociată, eu spun că deja funcționează, din câte înțeleg, și va fi asociată Forumului Român de Conducere. Aici va trebui să vă dau puțin istoric, sper să mai avem câteva minute. Această rețea s-a născut, de fapt, cu mulți ani înainte, undeva în perioada studenției, când împreună cu 5 studenți ne puneam problema cum am putea să evangelizăm toți studenții din campusul din Timișoara. Și la un moment dat am pus mâna pe o pagină, notițe ale fratelui meu, și erau vreo 5 cuvinte scrise pe ea și punea cu ideea de scop, viziune, misiune, metodă, activități. N-am știut de unde venea acea schiță, dar am început să-mi pun problema slujirii mele în ucenicie în Timișoara și să încerc să definez viziunea pe care o aveam pentru campusul studențesc. În momentul acela visam un context în care fiecare student din Timișoara să poată să fie expus într-un mod autentic de niște studenți creștini autentici la Dumnezeu, să poată să ia o decizie matură în vederea convertirii lui sau a ei, să fie implicat în ucenicie, în aducerea altor la Hristos și să se integreze într-o biserică locală. Ei, pe baza acelei schițe am dezvoltat în Timișoara o mișcare studențească care din 84-85 a crescut la 99 la vreo 60 de grupuri de ucenicie. În spatele rețelei de ucenicie pe care vedeți astăzi, din punctul meu de vedere, din perspectiva mea, stă acei ani petrecuți în formarea, evangelizarea și formarea ca ucenici a studenților din Timișoara și care ulterior am preluat-o în câteva platforme, în BI mai întâi, în discuția noastră, și am încercat în BI să promovăm nu doar dezvoltarea studiilor biblice de calitate, dar și a uceniciei, care înseamnă, printre altele, și multiplicare. Ei, acest concept și această realitate am controlat-o pentru prima oară sub forma unei serii de 5 cursuri lansate în 2007 până în 2012, împreună cu Big Impact, formată din vreo 21 de lideri evanghelici din România, și în care în fiecare an ne-am ocupat de una dintre treptele devenirii unui slujitor cu impact global și porneam de la dezvoltarea unei filozofii biblice despre lume și viață și vis-a-vis de lucrarea creștină, apoi ne ocupam de implementarea ucenicii în biserica locală, apoi în al treilea an ne ocupam de împărtășirea conducerii. Dacă trăiești pentru gloria Dumnezeu și lucrezi pentru răspândirea împărăției Lui și faci ucenici, sigur se vor forma slujitori, lideri în jurul tău și esențial este să împărtășești această conducere cu alții. Al patrulea an, preocuparea noastră era focalizarea pe administrarea creșterii bisericii. Atunci am nimerit sau am discutat prima oară despre conceptul creșterii negative a unor biserici. Iar în al cincilea an ne ocupam de dezvoltarea unei biserici cu impact global. Ei, parte din această structură de formare neformală în spațiul evanghelic creată de noi este pasul 2, Big 5.2, care își propune resetarea sau crearea unui context de 3 ani de zile în care împreună cu 14 biserici am început să umblăm într-un proces în care biserica se mută dinspre o biserică orientată pe programe la una orientată pe scop, adică pe glorificarea Dumnezeu și lărgirea împărăției Lui, și într-un fel sau altul își asumă mandatul uceniciei. Deci această rețea există deja, funcționează, am lansat-o în luna trecută, 27-30 aprilie la Brașov, cu 14 biserici din spațiul evanghelic, și e un proces de 3 ani de zile în care ajutăm bisericile care își dau seama că sunt împotmolite sau chiar descresc să își schimbe focalizarea, să înceapă să își formeze, să facă ucenici în biserică, să creeze contextul pentru formare de slujitori și așa mai departe. Deci acesta este contextul în care s-a născut această rețea. Rădăcina este mult, mult în spatele zilelor noastre. Ce veți face în această rețea de uceniție? Ce vă propuneți să faceți atât la forum cât și după forum? Pentru forum vom crea o variantă, să zic așa, limitată a rețelei despre care vorbeam.
pentru că forumul creează un context de mentorare de un an de zile. Noi, din experiența din 2009, când am lucrat cu vreo 80 de biserici, cu 20 și 90 de lideri în domeniul uceniciei, ne-am dat seama că doar bisericile care erau pregătite să facă pasul următor, adică să se schimbe, au putut să vadă rezultate semnificative în urma procesului de urmărire. Pentru că nu vorbim doar de o conferință, vorbim de un curs în care se setează scopurile, obiectivele și procedura și apoi urmează în fiecare săptămână și în fiecare lună pași practici în direcția transformării. Deci, în primul rând, de ce ne ocupăm este de schimbare vis-a-vis de adaptare. Nu știu în ce măsură ați auzit de această idee, faptul că nouă ne este foarte ușor să ne adaptăm. Imaginați-vă o minge de plastic pe care apăsați presiune și se modifică forma mingii. În momentul în care ai îndepărtat presiunea, degetul de pe minge ia și revine la loc. Foarte mulți dintre noi nu ne schimbăm. Dar în convertirea la Domnul Iisus Hristos nu rezultă în convertire la biserica Lui. Și vedeți astăzi un mall al bisericilor și shopping-ul care are loc și bătălia într-un fel pentru enoriași. Și foarte puțini dintre noi suntem schimbați în așa fel încât să trăim pentru împlinirea misiunii lui Dumnezeu. John Wimber i-a acreditat cu această trilogie: un creștin trebuie să convertească la Hristos, la biserica Lui. N-ai cum să iubești pe Hristos dacă nu iubești biserica Lui. Și la misiunea lui Dumnezeu: n-ai cum să iubești Dumnezeu dacă nu trăiești pentru visul Lui. Pentru că Pavel spune: El a murit ca tu și eu să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi. Deci cea mai mare presiune pe care noi o supunem este în contextul schimbării. Și am lansat seria aceasta și o vom lansa cu un proces de dezvoltare a unei teologii biblice a schimbării și a unei strategii biblice pentru schimbare. Aceste discuții vor avea loc la forum, plus vom folosi o strategie în trei trepte de deblocare, care este inventată de Gerald Egan, un profesor din Canada în domeniul managementului, dar este atât de utilă deblocării oricărui sistem sau oricărei persoane. Ne uităm la scenariul prezent, unde ne aflăm, și pentru asta ai nevoie de evaluări. Evaluăm nivelul de creștere spirituală a participanților la proces și evaluăm sănătatea bisericii folosind instrumentul produs de Christian Schwartz, dezvoltarea naturală a bisericii. O paranteză aici: din păcate, foarte multe biserici care au fost examinate cu acest instrument marchează foarte jos la sănătate. Sunt dezvoltate exacerbat, nu mai este roată. Dacă ar fi să te uiți la funcțiile universale pe care ar fi să activezi o biserică locală, sunt supra-solicitate unele și altele există în sensul de lipsesc de săvârșire. Deci, sănătatea bisericii, sănătatea individului, după ce descoperim unde ne aflăm în procesul acesta, ne punem problema: oare unde vrea Dumnezeu să ajungem? Și aici definim ucenicia biblică printr-un proces similar cu procesul dezvoltării unei teologii biblice a schimbării. Ne uităm la ucenicie din perspectiva Scripturii și încercăm să înțelegem că ea nu este doar informare. Imaginați-vă, sau vă întreb, dacă credeți că studenți ați fi ajuns ingineri dacă singurul lucru pe care îl făceați era să participați la cursuri. Deci în anii 50 în state, oamenii au înțeles că la fel de mulți oameni mor datorită diagnosticului medical greșit, deci și datorită bolilor, și au tras concluzia că nu se poate continua medicina în felul acesta. Au introdus rezidențiatul. Oameni buni, în biserică însă noi permitem ca singurul lucru care să faciliteze schimbarea oamenilor să fie un mesaj, indiferent cum îi spui, predică sau devoțional. El nu este un instrument de transformare, este un instrument de formare a unei dorinți, de aprindere a unei nevoi, de motivare la mișcare. Dar ea trebuie urmată de un proces în care omul a auzit ce a spus Dumnezeu, își aduce aminte și începe să-L trăiască consecvent și cu credincioșie și să depășească barierele pentru a fi schimbat. Ca urmare, pașii următori pe care vrem să-i facem, după ce înțelegem ce este ucenicia și ce vrea Dumnezeu să realizăm, să ne uităm la profilul unui ucenic matur și la profilul unei biserici sănătoase. Asta am făcut lansând procesul la Brașov, după un an de zile în care vom face întâlniri aprofundate săptămânale cu slujitorii bisericilor care au participat la instruire și ei vor lucra cu bisericile lor. Anul viitor ne vom pune problema: cum ajungem din punctul A la punctul B? Cum ajungem de unde suntem acum, la nivelul de sănătate individuală sau a bisericii,
la nivelul unei biserici misionare, cum îi spun eu, o biserică în care ucenicia este mod de viață. Deci vom discuta despre programă, despre procese, ne vom uita la implementarea uceniciei la nivelul conducerii bisericii și de-abia în al treilea ne punem problema implementării uceniciei la nivelul bisericii locale, urmată de un proces de evaluare și introducerea schimbărilor. Cam asta este agenda, să zic așa, al seriei de ucenicie din cadrul rețelei promovate în Forumul Român de Conducere. Mulțumesc mult, mai avem doar câteva minute și trebuie să încheiem, dar aș vrea să închei cu o întrebare care poate e evidentă, dar să ne asigurăm că este bine înțeleasă. Ce legătură este între conducere și ucenicie? Pentru că e un forum de conducere, de ce ar trebui să fie tema uceniciei parte dintr-un forum de leadership? Așa cum spuneam înainte, mandatul din Matei 28, citit cu atenție, nu îți dă posibilitatea să fii ucenic al lui Hristos fără să faci ucenic. Ca urmare, nu îți dă posibilitatea să te numești creștin fără să influențezi pe alții necreștini sau creștini în apropiere de Dumnezeu și de împlinirea scopului pentru ei. Sau, cu alte cuvinte, nu îți dă ocazia să fii membru biserică fără să conduci. Deci ucenicia este esențială, nu poți ajunge în conducere fără ucenicie, sau așa ar trebui să fie, și nu poți să conduci spre ucenicie dacă n-ai experimentat tu procesul uceniciei, nu l-ai trăit, nu ai realizat ce este această ucenicie. Mulțumesc mult pentru acest timp pe care l-am avut împreună și sperăm că prin discuția noastră să fi stârnit pe cât mai mulți să se înscrie la forumul acesta, 3-5 noiembrie 2022 la Cluj. Vă așteptăm, o să vă dăm informații suplimentare. Veți găsi și pe pagina de web a forumului, nu mai știu care este pagina, poate Gelu, dacă știi, unde găsim, unde vom găsi informațiile. Romania Leadership Forum, o să vă trimitem informațiile celor interesați în momentul postării sau prezentării acestui proiect. Da, mulțumesc mult, mulțumesc pentru discuția aceasta, vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit. Vă dorim o seară bună și să nu uităm, Dumnezeu ne-a chemat să facem ucenici din toate neamurile, să învățăm lucrul acesta și să-l practicăm în fiecare zi. Vă doresc o seară bună și la revedere!